După cum știți, la Academia lui Horia, cele trei echipe combatante vor avea de trecut prin patru probe, mai ușoare sau mai grele. Fiecare probă este punctată după dificultate, iar suma punctelor puse în joc este 100. Horia este singurul judecător și totodată cel care la final va înmâna câștigătorului premiul de 10.000 de euro. Bună seara pentru a treia oară la Academia lui Horia din acest sezon. Concurenți, probe, note și o calificare. Concurs, dar și șansa de a învăța în bucătărie. Asta este ce vom avea și în această emisiune. Săptămâna trecută, Cornelia Rednic și Ioan Morar au făcut legea în bucătărie. Nu i-a păsat Cornelia că a luptat împotriva lui Lupu și l-a surclasat la o diferență zdravănă. Dar haideți să cunoaștem concurenții de astăzi. De ce să mai pierdem timpul? Lucian Drăgoi! Lucian Drăgoi are 34 de ani și este director de vânzări la o firmă din București. La 10 ani a început prin a găti cartofi prăjiți, iar acum bucătăria nu are taine pentru el. Este specialist în carnea de miel. Ești foarte inginer. Da. Și gătești acasă? Din totdeauna. Auliu. Soția n-a gătit niciodată. De când te-ai căsătorit? Da, da, da. Aha! Și de când eram student. Și? Și? Și mănâncă, nu? Toată lumea. Ai copii? Da, doi. Și mănâncă și ei, nu? Mănâncă. Sper să câștig marele premiu și totodată o consider o provocare mult mai mare decât ce a fost în partea de calificări. Al doilea concurent din echipa albastră este B.U. și credem că dacă vă spunem că a cântat pe aceleași scene cu Julio Iglesias, Boyz II Men și Norah Jones, nu mai trebuie adăugat nimic. Corina Călinescu. Doamna Corina Călinescu este inginerul din echipa Portocalie și o adevărată enciclopedie în materie de gastronomie. Văd că gătești, văd că citești, văd că ai fetiță, ai nepoței. Și care este specialitatea ta? La una anume, în funcție de ce-și dorește familia gătesc. Chiar am sperat din tot sufletul că voi reuși, cel puțin în această etapă, și sper să merg și mai departe. Alături de doamna Corina, în echipa Portocalie se află Cove. Nu știm cât ajutor o se poate da astăzi el coechipierei sale, dar știm sigur că în echipa asta nu va lipsi buna dispoziție. Nejla Reșid. Cea mai tânără participantă la Academia lui Horia, domnișoara Reșid Nejla din Constanța, are 22 de ani. Îi place să fie șef în bucătărie și este foarte sigură pe ea. Până acum nu a avut nicio reclamație în privința gătitului. Nejla. Da. E numele tău? Da. De ce? E interesant nume. Mulțumesc. Nu e românesc? Nu, sunt turcoaică. Turcoaică? Da. Aha, îmi place. De ce? Pentru că vreau să știu și eu, prepar mâncăruri tradiționale, da. În echipa roșie, alături de Nejla, Cristi Iacob. Născut lângă Dunăre, la Galați, Cristi este un mare pescar. Dar și dacă vor avea de gătit pește și dacă nu, știm sigur că el va fi de ajutor, pentru că dacă se apucă de o treabă serioasă, nu glumește. Dragilor, v-ați cunoscut? Da! Bine, mă bucur. Am să vă spun despre ce este vorba. Vă voi arăta cum se fasonează, cum se curăță un mușchi de vită. Curățarea acestui mușchi, de pielițele astea urâte, de o sânză asta de grăsime, se face printr-un procedeu care se numește fasonare, da? Important este să tăiem marginea asta și elimin. Asta nu face parte din mușchiul de vită, da? Asta îl scot de aici. Iese frumușel, singurel. Și acum avem mușchiul aproape curat, vedeți? Da. Trebuie să scot și mizeria asta de pieliță, această curelușă care nu e bună aici, da? Și apoi vin trăgând ușor de el până aici. Da? Asta e. Am obținut un mușchi curat. Gata, acum trecem la cealaltă bucată, da? Scoatem cu mâna. Aceasta este prinsă printr-o pieliță de carne și mai repede merge cu mâna decât ar merge cu cuțitul, da? Tăiem ușor, trag. S-a curățat. Ia uite. Încă o bucățică frumoasă pe care o voi folosi. Asta veți face și voi. Acum. 5 minute veți avea la dispoziție pentru treaba asta. Eu am făcut-o în 3 minute, 2 minute jumate. Veți primi maximum 20 de puncte pentru această probă. Start, vă rog. Vedeți că afară de mine, care sunt un evaluator
destul de exigent. Mai aveți de luptat cu încă cineva? Cu timpul. Ce se simte? Sincer, m-am bucurat foarte mult că stau cu Lucian. El știa, ai departat, toți mi-a zis, Biu, tai aici, tai acolo, tai acolo. Deci el știa perfect. Eu mă abasez pe el. Nu am ce să fac. Să-l curățăm pe... Te descurci? Până deschid aici. Ce faci cu bucata de care nu-ți place? Păi nu e bucata, e tot așa mizerie, cum ai zis. M-am luat prea mult. Stai, am emoție, am emoție. Biu Mitidica este stresată. E într-o țară străină, pentru că nu e cubaneză, da? Horia tot era după mine, după mine, după mine. Nu mi-am stresat foarte mult, pentru că dacă te stresezi la prima probă, ce să faci cu celelalte? Te rog frumos, lasă-mă aici. În Cuba aveți vaci? Ba da, dar nu prea avem carne de... Nu? Ba da. Și din alea... Hai să nu vorbim de Cuba acum, lasă-mă, lasă-mă, te rog frumos. Bun, ok. Ca sfat, să nu-i dai prea multă atenție, trebuie să fii atent acolo, că el depunctează chestiile astea dacă stai de vorbă cu el și nu, da, nu faci ce trebuie. Da. Aveți grijă să mai rămână și carne prin mușchiulețul ăla. Rămâne, rămâne, cum da? Să... Prova am început-o eu fiind mușchiul lung și fiind gospodin, am zis că am eu mai multă experiență, dar Cove m-a ajutat și jumătate eu, jumătate el, ne-am făcut fiecare treaba corect. Că se desparte aici, curăța aia și fac asta. Curăța amândoi, da? Da. Aici sunt bucătari cu experiență, nu-i așa, Nejla? Da, în bucătăria noastră de acasă. Și am bucătăria acasă, nu faceți mușchi de vită. Ba nu, acolo avem experiență, aici... Acolo aveți experiență, aici n-aveți experiență. Nejla e puțin cam timorată, e speriată, e și cea mai tânără dintre toți concurenții de astăzi, dar cu Cristi Iacob cred că se va înțelege, pentru că el este un tip cu capul bumer, este artist, știe cum să rezolve probleme de acest gen. Cam cel mai tânăr concurent, nu? Cea mai tânără, da. Mă simt flatată, îți dai seama, și, cam, și ca bărbat, deși... Sunt însurat să mă ierte soția mea. Bun. E din ce în ce mai bine. Te descurci din ce în ce mai bine. Care e meritul tău? Ce ai făcut tu? El, aia. Asta. Extraordinar. Aia. Se poate? Nu știu dacă se poate. A existat pe parcursul derulării acestei prime probe o înțelegere tacită între noi, adică n-a fost nevoie să stabilim foarte clar. Practic am participat împreună, fiecare a făcut ce a putut și ce a știut mai bine, în așa fel încât eu zic că ne-am descurcat bine, nu? La, pentru prima probă. Mai încet, mai încet. Se rupe prea tare carnea. Nu se rupe, uite, dacă dai în sus, uite, vezi? Trage, trage. Trage în sus. S-a apucat să curețe câte o bucățică, câte o bucățică. Nu se face așa. Trebuia să se uite la ce am făcut eu și mergea de-n prima. Cam multe bucățele aici, Cristi. Am avut multă grăsime. Fantastic! Uitați. Ați fost defavorizați. Nu, nu. Ceilalți nu, mai puțină. Nu. Da, și noi la fel am avut. Mușchiul era plin de grăsime și eu nu am fost obișnuită să scot grăsimea. L-ai deja făcut, da, fasonat. Da, da. Noroc cu el că el a fost pe moment și imediat a luat, a tăiat, a tăiat, a tăiat. Da, deși l-am cam ciopârțit, dar asta e, am reușit să ne descurcăm amândoi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, Nejla. Poți să-mi șterg asta? Nu. Bine. Am văzut mușchiul Lucian. Arăta foa. Superb. M-am uitat în spate, zic... Și mă uitam la ce... Asta e. Da. Consider că am făcut tot ce trebuia să fac. Nu mi-a scăpat nimic de acolo. Nu mi s-a părut că am scăpat vreun ceva din ce a făcut Horia. Ia să vedem ce ați făcut voi aici. Deci tu zici că ai curățat bucățica asta micuță. Da. Asta mică și necăjită. Mică, mică, da. Curățată. Da? Da. E aproape bine. E curat făcută. Ia să vedem aici câtă carne a mai rămas. A mai rămas ceva, dar nu multă. Asta așa, pentru ce crește pe lângă casa omului. Nu știu, eu spun doar atât, Corina, îmi pare rău că trebuie să spun lucrul ăsta, dar suntem condamnați la succes. Îmi pare rău, deci asta este, n-avem altă alternativă, adică suntem prea buni cu oricine am concura. Echipa voastră. Uită-te bine. Mă uit. Frumos. De asta te-am zis, uită-te bine. Ce te lauzi? Să mă și aici. Dacă să laudă, cine s-o laudă? Asta? Cine s-o laudă? Ok. O laud eu. Da. Din 20 de puncte, cred că am luat 19. Eu
sau 18, că ne-a depunctat că n-am lăsat-o chiar pe ea să facă tot și m-am băgat un pic peste ea. Am zis că avea multă, multă grăsime. Toate au avut la fel de multă grăsime. Am cam cimpăvit-o. Nu foarte tare, nu e foarte rău. În mare sunt mulțumit de toate trei echipele. N-au făcut praf carne, bravo lor. Indiferent pe ce loc suntem, la final vom fi câștigători, asta mi-e limpede. Dragilor, e o probă mai ușoară acum. Proba numărul 2 este proba de gust. Azi le pregătesc invitaților mei o salată marocană. Ce îmi trebuie prima oară? Trebuie să încing o crăticioară, iar dincoace am nevoie de puțină supă de pasăre sau de legume. Eu folosesc supă de legume. Cantitate obligatoriu egală cu volumul cușcușului. Pun condimentele. Pun un picuț de sare, ulei de măsline, îi pun aici, bâlbâdâc și pun acest condiment peste ei. Supa mea e fierbinte, o pun aici toată, pun și o tigaie la încălzit din coace, peste supă pun în ploaie cușcușul, amestec cu furculiță. Pun o cârpă curată drept capac, uite așa, ca să se înăbușe, și un bol pus invers. Gata. În continuare voi tăia dovlecei, felii, pun felii de dovlecei, care încep să sfârâie, nu trebuie să le fric foarte mult. Punem și peștii. Dacă vă întrebați cumva de ce fel de pești vorbește Horia, vă lămurim noi. E vorba de sardine. Ca în armată stau, aliniați. Hai să tăiem și ardei. O să fie cam iute, da? Mâncare răbească. Sunt curios dacă o să-i placă lui Biu. Dovlecei, nu mai mult de atâta. Așa. Ardei iuți. Aici. Și încep și pun vin roșii, o parte din ele. Ba nu, cred că merg toate. Așa. Atât. Un picuț de zeamă peste dovlecei. Îi marinez, le dau gust. Oregano, ulei de măsline și zeamă de lămâie. Nemaipomenit. Acum este rândul fasolei verzi. Folosesc fasole verde congelată. Încep să scot peștii pe tocător. Așa. Și roșiile sunt gata. Acum, un picuț de ulei și rândul fasole verzi, da? Nu trebuie foarte, foarte multă. E curățată, gata. Acum, aici, zeamă de lămâie, ulei de măsline cu oregano, wow! Bun, merg pe șirea spinării, da? Și cu încă fierbinte. Acasă, lăsați puțin peștii să se mai odihnească. Desfac un file, apoi bag sub coadă, hop, al doilea file. Acum mai rândul cuscusului. E gata. Trebuie să-l fărâmițez. Așa. Legume, wow! O minunăție. Ia uite-le. Ha? Oregano. Aici, pești, fărmițați, rupți, bucățele mici așa. Coastele sunt subțiri, coastele deja le-am scos. Las vreo 2 peștișori pentru decor. Punem într-o farfurie, aici. Salată de cuscus cu sardine, roșii, sherry, fasole verde congelată, ardei iute din ăsta, semi iute de la din Turcia, dovlecei, ulei de măsline și o grămadă de condimente. Veți avea la dispoziție 5 minute, gustați și nu să ghiciți sub nicio formă, ci să îmi spuneți ce am folosit ca să prepar această salată. Vă rog mult de tot, dați-i drumul la treabă. O probă de 10 puncte mari și late. Să vedem dacă le ia cineva pe toate.
Asta e fasole verde sau ce? Da. Gamă de lămâie? Mm-hmm. Ăștia care se vedeau cu ochii liber, m-am prins și eu. Busuioc? Are? Nu mi se pare. Asta e o scrumbie. O să văd. Vă aud pe toți șoptind de acolo că e vorba despre pește. Nu știu ce pește. Ați ghicit, e bine. Doar că trebuie să-mi spuneți de care. Dacă peștele este de apă dulce sau nu, asta trebuie să-și spunem, nu? Oceanic sau... La ce adâncime trăiește, nu? Nu, adâncimea nu are importanță. Când a fost prins? Și de către cine? Da, preparatul a fost foarte gustos. De asta, ca să îmi dau seama mai bine ce ingrediente au fost folosite la prepararea lui, am degustat vreo jumătate din timpul, chiar mai bine, din timpul alocat acestei probe. Nu e o probă complicată pentru cunoscători. Tu ești de pe malul mării, nu? Da, doar mănânc mai mult somon. A. Și jalău. Da. Trebuie să fie somonul, totuși. Ok. Nu ne zic că mă. Zeamă de ce-o fi. Păi ăsta în ce să fierbe cuscușul ăsta? Are ceva acrișor în el, dar nu dau seama ce. Cred că zeamă de legume trebuie să fie fost. Cred că mai e ceva. Partea proastă că sunt și răcit și am simțit mai mult de o grămadă. Mai are niște ingrediente de alea uscate. Deci nu-mi dau seama ce mai are. Ați făcut acolo un pomelnic? Îmi place. Am făcut, am... Da, mă uit la ceas și... Și nu-l mai am. Mi-a furat ceas. 10, 9, mi-a furat ceas. 8, 7, 6, 5, 4, 3... 2, 1, gata! Gata, s-a terminat! Gata! Mie unul nu prea mi-a plăcut. Datorită faptului că eu nu mănânc acru și nu am cuscușul niciodată, nu mi-a plăcut din modul în care arată și acum m-am lămurit și de gust. Nu cred că o să gătesc vreodată. Pe tine, Corina, am să te rog să spui ce ingrediente crezi că am folosit. Păi a fost pește, fasole verde. Nu. Am spus foarte clar. Am spus de vreo 3 ori. Ce fel de pește? Pește din Marea Neagră. Pește din Marea Neagră. De dor ca greșit. Cred că stavrid. Ok. Da, stavrid. Crezi că stavrid? Da. Nu. Peștele nu mi-am dat seama că era bucăți mic așa, nu. Bun, mai departe. Mai departe. Fasole verde, dovlecel zucchini. Da, foarte bine. Cuscuș, zeamă de lămâie, de sare, cuscuș. Piper. E cuscus, da, zeamă de lămâie, da. Da, zeamă de roșii lămâie. Roșii cherry, da. Da. Sare, piper. Zeamă de lămâie de doi. Zeamă, nu. Zeamă legume. Zeamă de legume, da. Corect. Zeamă de legume a ghicit-o numai noi. Numai noi, da. De fapt, Corina a ghicit-o, trebuie să recunosc. Ce ali. Ulei. Ce înseamnă ulei? O jumătate de lingură. Ulei de măslină. Trebuia scris aici. Da. E pe jumate. Pătrunjel n-am folosit. Oregano, da, am folosit. Asta am zis. Piper eu. Nu am folosit. Sunt singurii care au ghicit că am fost oregano. Un ingredient am știut și eu. Aici știu mai multe, nu numai unul, a știut mai multe. Sare, da, am folosit. Ardei verde, capia, nu am folosit, am folosit ardei iute. Ardei iute? Da, am folosit ardei iute. Suntem prea buni, v-am spus de la început. Suntem condamnați la succes. Repet. Echipa albastră. Lucian, te rog. Pește herring? Tu n-am folosit herring. Nu, departe. Sardina este un pește gras, cum ar fi și herringul, dar foarte, foarte departe de adevăr. N-are nicio legătură. Acum, între sardina și herring, țin cont că a fost prăjită, mai mult sau mai puțin îți dai seama. Fasole verde păstăi. Corect. Zucchini. Corect. Cherry. Corect. Cuscuș. Corect. Ardei iute, ai zis. Ardei iute, da. Ulei de măslină. Corect. Sare. Corect. Am pus piper, dar nu s-a folosit. Nu. Rozmarin, nu. Curry, nu. Departe de adevăr, departe. Eu am folosit un amestec de condimente african. Mă refer la scorțișoară, chimion, boia dulce și fenugreek, care se folosește în Nordul Africii și prin Grecia, departe de cărie. Nejla, da, zi. Am scris cuscuș.
Foarte bine. Ardei. Dar e cuscus. E cuscus, da, da. Nu contează, e da. Bine, e bine. Ardei iute. Ardei iute, da, lung. Dovlecel. A treia oară ardei iute. Sigur, erau foarte vizibile și fasolea și dovlecelul și roșiile ceri și cuscusul și... Dovlecel e corect. Noi la pește am scris scrumbie. Scrumbie? Da. Era chefal sau scrumbie? Nu. Nu era nici chefal, nici scrumbie? Nu. Cu peștele am avut probleme. Cu peștele? Am avut o mică dilemă acolo. Pește scrumbie. Aproape, dar nu corect. Aha, dovlecel, deci eram pe aproape. Fasole verde ai spus, roșii șerii ai spus, da. Sare ai spus, lămâie, da, eu ulei am că l-ați de care? De măsline, am uitat că să scriu. Am crezut că l-ați făcut cu apă, m-am gândit ori cu supă, ori cu apă, eu îl fac cu apă acasă. Da. Dar eu am băbul mai mare. Tu ai băbul mai mare? Da, îl folosesc pe acela din, din făină mai mare. Arată-mi cât e de mare băbul tău. Este mai măricel, așa, cât un bob de piper. A, e bobul mare. Da. Bun, ulei e cam ambigu. Da. Nu mi-au spus că am folosit condimente, nu mi-au zis că am folosit oregano. Eu am depistat majoritatea în afară de pește și de acele condimente. De condimentele da. Acelea mai, mai ciudate. În rest le-am depistat cam pe toate. Mm-hmm. Eu cred că am descoperit destul de multe ingrediente. Cele mai multe. În ansamblu, niciuna dintre echipe n-a ghicit de care pește am folosit. Sardinele sunt pești care se consumă în România din întotdeauna. După 5 minute și după o miză de 10 puncte, se termină și proba 2. Gata, acum toată lumea l-a gătit. Urmează proba de gătit și mă bazez foarte mult pe ea. Și eu mă bazez foarte mult pe ea. Ne bazăm unul pe altul. Poate uităm să gătim. Mai de ales. Mai de ales pe el. Aveți toate trei echipele pe masă câte o rețetă. Este vorba de un medalion de curcan cu un sos cremos de brânză, sparanghel și cu un risotto de asemenea cremos. Această probă este notată cu 30 de puncte. Citiți din momentul ăsta, mai aveți 50 de minute până când doresc să fie preparatele pe masă. Cu ce începem? Cu carnea. Cu carnea. Uite, o rulez așa. A rulat. Inițial am vrut să o mai fasonez, să o mai subțiez ca să pot să o rulez. Dacă am văzut la Horia așa la distanță cum că el o leagă întreagă, ne-am străduit să o plegăm. Am legat-o pe lung și pe urmă dacă trebuia să-i tai ațe, le zic ce sens are să o leg pe lung și pe urmă pe lat și să le tai și să tot scot lațe. Ne-am renunțat la prima legătură. Am tăiat frumos medalionele, le-am legat, acum le voi condimenta. În clipa în care începe să gătească senior maestru Horia Cloșca și Crișan, că mă enervez și eu acum, cum e? Pot să vă spun de acum că puteți să mă urmăriți. Nu este interzis să mă copiați. Dacă puteți, n-am absolut nimic împotrivă. Sunt foarte, foarte fericit. Mi-e frică să copiem că sunt camere de luat vederi și ați văzut ce s-a întâmplat la bacalaureat și de asta nu. Cred că ai trecut de mult de faza aia. Bacalaureat acum două săptămâni. Da? Noi ne-am ținut de rețetă. Ne-am uitat pe rețete, pentru că eram și destul de departe de Horia, deci nu puteam să vedem foarte clar ce face el acolo și mai bine să facem, să urmăm rețeta așa cum, cum era ea. Îl țin de aici și dau așa de sus în jos? Așa. Gata, m-am prins, asta îl fac eu. Nu știam ce să fac, aveam senzația că încurc. Am văzut că era necesar să se curețe sparanghelul. Am curățat sparanghel. Cove nu știe să folosească acel cuțit econom. Nu-i nimic, uite că învață. Cum obișnuiesc să fac lucrul ăsta foarte des, ați văzut că mi-a ieșit foarte din bine. Prima. Poți? S-a încălzit. Punem unt. Ce a fost acolo decât untul? Acum. E rândul făinii. Făină, 30 grame. Mai întâi am citit rețeta și apoi ne-am uitat la domnul Horia, pentru că domnul se mișca foarte repede, n-apucam nici să citim, n-apucam să facem nimic, așa că noi ne-am împărțit sarcinile, unul făcea o treabă, altul făcea altă treabă. Când el se apuca de o treabă, se apuca unul, când se apuca celălalt. Da, noi așa am și gândit-o strategic. Dar noi ne-am gândit strategic să reușim să facem măcar, adică când începe el să facă ceva, să facă unul dintre noi și sigur ăla nu termina în timpul lui. Și unul era atent. Și unul era atent, iar la al doilea poate să facă următorul și bineînțeles, și, mă rog, e puțin cam complicat, adică o soi de matematică superioară. Nu ne-a ieșit, bineînțeles, pentru că nu se poate. Ok, gata. Trebuie să-mi facă cocolașul. Ai pus mult.
Nu am ce să mai... Se încheagă, stai așa. Y es la historia de un amor como no hay otro igual. Așa da. Opa, a dat-o pe cântat? Asta îmi place. Que me hizo comprender. Muzică de asta populară cum știm și noi. Hai că mai am puțin și dovedesc paranghelul ăsta. Si ya no puedo verte porque Dios me hizo tenerte. Adorarte para mí fu religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindabas. Biu a început să cânte, eu cunoșteam melodia și am zis să-mi ales talentul. Exact, și calitățile vocale, că nu se știe. Mamaia, mâine, poimine, mă așteaptă. Cristi, ai emoții. Da, mamă, ce place. Întotdeauna. Atenție la mâini. L-am văzut pe Cristi Iacob emoționat. E normal, sunt oricum în fața unor camere. Suntem în fața unor camere de la vedere. Vrem să ne iasă un lucru foarte bun. Chiar vrem să și câștigăm premiul, să... Așa e. Sigur că da. M-ai impresionat. Trebuie să te implici. E ca în amor, frate. Dacă stai ca prost, nu, ce să... Nici iese copilul handicapat, doamne. Ați ținut cont de specificațiile rețetei, de gramaje? Cu siguranță. Da. Cu siguranță. Cu siguranță. Vis-a-vis de gramaje, noi n-am folosit, niciuna din echipă n-am folosit cântarul. Zic că experiența mea îmi spune că am folosit gramajele cât trebuie pentru cantitățile pe care, care le-am folosit. La echipa albastră am văzut că atunci când a fost rândul sosului de brânză, care se începe printr-un roux, adică unt, făină și apoi un pic de supă, bâltâcâia așa, pe când în mod normal se adaugă treptat lichidul pentru a face sosul corect și fără cocolașe. Sosul de brânză trebuie ca, după ce a fost gătit și reîncălzim, să nu-l fierbem. Sub nicio formă să nu-l clocotim, pentru că se brânzește. Asta este foarte, foarte important. Acum am adăugat și vin și smântână. Vinul trebuie să fiarbă ca să-și piardă tăria alcoolică, dar vreau să se simtă aroma de vin în sosul meu. Uite cum lucrez la două mâini. Călim ceapa aia în asta? Nu... Da, acolo. Și punem orezul. Eu mi-am dat seama care a fost și... rostul meu. M-am pus în dreptul, mă rog, aragaz, și cum se chinuie aragaz, plită electrică, da? Și cu stânga amestecam într-o oală, cu dreapta în altă oală, deci iată ce pot face, două mâini... Mâini dibace. Și a băgat-o. A băgat orezul și vin. Nu pune apa. Ba da, le-a băgat. A pus orezul înainte. A pus orezul aici? Da. Bine, nu pune. Nu pune acum, lasă. Aoleu, scuza. Fac alta. El vorbea foarte încet și eu cam le-am încurcat. Am băgat-o, era apa de-aia. Supă de pasăre. Da, în locul de orez. Doamne, și săracul, el nu mai este ce să facă. Da, la echipa albastră, Biu nu vorbește foarte bine românește. Este foarte clar. Lucian, pe de altă parte, este un bucătar bunicel. Doar că este foarte strict și crede că știe mai mult decât știe. Mi s-a părut că sunt prea multe lucruri de făcut la un singur preparat, adică și risotto și sosul acela și să frici carnea. Adică erau mult prea multe de făcut, ținând cont că pe rețete erau trecut, nu erau modul de preparare a lor, ci pașii în care trebuia să ajungi la produsul finit. La voi vin. Da. Cât mai sunt? Să tot fie, poate chiar mai mult. Vreo 20 de minute, nu? Da. Ne ajunge. Corina, ai mai făcut toate medalioane? Nu. Cope? Nu. Eu toată viața... Dar știi de ce le spune medalioane? Că sunt rotunde. Să arate ca un medalion? Da, să fie rotunde, da. Am înțeles. Și nu sunt suficient de rotunde? Capătul ăla nu prea e rotund. Ăsta s-a cam... Spune-mi tu! Mă rog, acum depinde ce înțelegem prin rotund. E relativ totul. Da, da. Trebuie să spun că echipa portocalii este formată dintr-un singur jucător, Corina. Cove vrea, dar nu știe cum să o ajute. Carnea arată bine, nu? Da. Medalioane, nu? Da, nu și-a păstrat forma foarte bine. Nu, hă? De ce oare? Bă, nu gătești medalion, sincer. Da. Sigur că el are dreptate, că nu vin să facem varză, fasole și trei clătite. Dar nu-i faci lui nevastă ta un medalion de curcan cu risotto cremos, cu asparanghel, că odată îi spui, auzi, păpușă,
Ea a fost un medalioanele singură. Dă-mi supaia, de ce mi-ai luat-o? Miu, tu gătești acasă? Nu. Este cineva frumos care face treaba asta pentru tine? Da. Aha. Și tu doar mănânci. Da. Stai frumos, te pui la masă și mănânci, nu? Așa, nu se vede? Să nu mai au treaba asta. Mă fac că n-am auzit. La tine nu se întâmplă treaba asta, nu? Nu, la mine nu. Vine cineva frumos, stă și așteaptă, și așteaptă să, să gătești tu. Da, da, da. Ok. Să nu se mai întâmplă. Da. La tine cum e? E foarte bine. Ce e... anume? Cine gătește acasă? Eu gătesc. Eu gătesc, eu fac tot. Da? Mă pricep. Sunt cel mai bun bucătar. Se întâmplă cumva să și mănânci? N-am avut curaj să încerc. Da? În viața mea n-am făcut medalioane de niciun fel. Când am văzut că reușim să punem ceva pe masă acolo, eu am fost foarte fericit, sincer. Și avea și gust, adică eu am și mâncat. Credeți-mă pe cuvânt, era atât de bun, dar îmi dădeam cu basca de pământ. Nu o dau că urmează o probă. Cum stăm? Mai trebuie fiert ăsta. Mai trebuie, nu? Astea le mai țin aici, că văd că... Ăla trebuie să-i pun salvia. Da, aici asta s-a făcut, dar înăuntru aici văd că nu prea. Fă focul mai mic. Și lasă-l așa. Să pun ulei? Nu, nu, unt. Îl pune întâi ulei și pe aia unt. Am văzut. Nu mai ațet, până înainte. Așa? Și-a pus oțet. Aulă, n-am pus bine. Aruncă, că n-am pus bine. Da, unde poți să arunc asta? Unde putem să aruncăm ce-am greșit? Nu, că am... Ce-ați greșit? La gunoi. Nu, am luat din greșeală oțetul loc de ulei. Foarte simplu. Am vrut să iau oțet, am vrut să iau ulei și din păcate am luat oțet și am turnat o grămadă noroc că mirosea puternic și am aruncat. S-a umplut toată chestia. Dar e foarte simplu, că după aceea dacă îl lași, dacă pic, ștergi, da. Dacă ștergi și îl lași pur și simplu pe flacără un pic sau mă rog pe tablă, oțetul se evaporă. Este că mai aveam unt, că dacă nu mai aveam niciun, că pusesem destul de mult unt. Și asta a fost norocul nostru. Oricum, cred că ingredientele erau mult mai mult puse. Da. Tocmai din cauza asta. Din da, să ne ajute, da. Pune ulei. Da. Nu e ăla, nu e ăla, nu e ăla. Vezi că răspăc aceeași greșeală. Un pic, un pic. Ce bine miroase. Mai, mai, când vine să mănânc ce gătesc aici. Acum este momentul când trebuie să fii foarte atent la risotto. Să nu fiarbă prea tare și să nu se umfle, da? Vezi că trebuie să turnăm coniacul. Coniac în ăsta? Da. Flambați medalionul și pe urmă supă. Cum să pune asta? Că nu, mi-e frică de flambeul. Să nu ne ia la mufă. O să las să se înnăbușe, să se frigă. Să fiarbă în unt medalioanele de curcan. Vreau să fie fragede. După ce le-am întors pe cealaltă parte, o să torn coniacul, poate să fie să flambeze. Dar suportul, nefiind gaz, nefiind flacără deschisă, s-ar putea să nu ia foc, decât dacă este extrem de încins. Pun supă aici peste? Aici, aici. Asta? Da. Aici? Da. Cât e suportul? Hai, mai pune, mai pune, mai pune. Să se năbușe, avem un capac, ceva? Gata, gata, gata. Gata? Văd că vă încadrați în timpul de preparare. Asta e bine. Și sunt gata de o jumătate de oră chiar. Sunteți gata de o jumătate de oră? Aș vrea să cred. Ăla e risotto? Sper. Cum îi zici acolo, titlul? Risotto cremos. Aha. Cealaltă medalioane. Eu am zis că sunt bumeranguri. Dacă ar fi fost perfect rotunde, aș fi fost de acord, dar nefiind perfect rotunde, n-au ieșit medalioane, au ieșit niște bumeranguri sau cine știe ce. Știi care e durerea? Nu-i făcut. Nu-mi dă voie. Am avut un moment în care Lucia mi-a spus, uite că carnea e cam crudă. Și le-a băgat iar. Și atunci trebuia să pun coniac. Și am zis, hai, lasă, că asta îl fac eu. Am pus așa, sus. Și el mi-a zis, te rog frumos, uite că l-ai pus pe carne. Eu l-am zis, da, da, lasă, am pus puțin mai... pe lângă carne și carnea aia a prins gustul. Da, până la urmă s-a dovedit că era ok că au stat da, pe carne. Da, a fost ok.
Cu asta rămânem, că până la urmă a fost ok, chiar dacă pe alocuri s-a mai greșit. S-a mai pus oțet în loc de ulei, s-a mai pus piper din belșug, flambarea nu prea a avut loc și medalioanele nu prea au formă. Dar, per total, e bine. Ferească domnul de mai rău, domnul Horia, adică. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, joc! Gata. Așa, ca o primă aruncătură de ochi, da. O să vă spun prima impresie. Niciuna dintre echipe n-a făcut medalioane. Alea. E un lucru bun sau un lucru? Alea sunt medalioane. Carnea se taie cu lingura, aia e bine. Carnea se taie cu lingura înseamnă că e moale. Puțin picant. Mult piper. Cred că am scăpat un pic. Mult piper. Sparanghelul bun. N-ai pus parmezan destul. Trebuia mai mult? Am pus, dar m-am gândit să nu fie prea mult. Noi l-am făcut cu mai puțin parmezan. Adică mai, probabil și din cauza asta n-a fost... Mi-a fost frică să pun foarte mult parmezan, pentru că am zis că o să se lipească de fund, o să se lipească tot orezul de fund. Și am zis, decât să merg în prăpastie, am zis, mai bine merg înainte și pun mai puțin. E un delușor. Da. Ce nu-mi place e că n-ați folosit ața, n-ați tăiat cum trebuie medalioanele, adică n-ați făcut medalioane. Vă spun ce ne-a frapat, am tăiat în patru, o chestie mică și... O chestie mică. Adică o chestie mică și cu ață. De ce n-ați legat întâi chestia mică cu ață? Am încercat, dar ne-am grăbit. Cum să facem patru dintr-o bucată atâta? Ieșeau niște chestii așa. Eu cochetez, tată. Nu s-a supărat pe noi că nu erau medalioane și că erau triunghiuri. Și sunt convins că o să fie o evaluare corectă. Da. Asta chiar dacă ne va favoriza sau ne va defavoriza, dar va avea dreptate cu siguranță. Deci sunt perfect conștient de chestia asta. Mi-a scăpat. Am vrut să fac un ornament și mi-a scăpat solnița de la piper. A, ai scăpat. Cineva s-a jucat cu solnița și a lăsat-o deschisă. Și cu solnița, cu pipernița și am scăpat piperul pe ornament. Mă bucur că s-a înțeles că nu e... Nu, și a fost frumos că a fost doar pe într-o... Într-o singură farfurie a fost norocul nostru. A fost norocul. Ia să vedem, se taie? Se taie. Ia să vedem, se taie și ăsta altul? Se taie, dar mai tare. Nu e rău. Se taie. Cam închise la culoare. Ca mine. Mm-mm. E aromată carnea. N-ați pus nimic de sos. Vrei să spun despre sos? Mhm. Ești încântat, nu? Nu, vreau e să știu. E puțin. E puțin pus, da. Da. Am pus mai mult dincolo. Nu e rău. Risotto, ca și la echipa portocalie și ca echipa roșie, a fost fiert repede la temperatură mare în mult lichid. Nu este risotto. Nu este risotto. Nu se face așa. Cu toate că Lucian n-a mai adăugat spre sfârșit mult lichid, ci a pus mântâna și a redus focul. A înțeles. Ei au fost singurii, totuși, dintre cele trei echipe care s-au apropiat puțin de adevăr. Puțin sos, foarte mult risotto ați făcut și voi și voi. Și ați pus în farfurie foarte mult risotto. Mie mi se pare acum că citesc o altă rețetă. A folosit mai mult orez decât ar fi trebuit. N-aveau nevoie decât de puțin, puțin orez. Vezi, eu am folosit o cantitate foarte mică de orez. Pentru porții, este foarte adevărat. Dar doar două linguri. Văd că dragostea de frumos e vie aici în echipa este asta. Este. Arta care a cerut. Carnea e foarte bună. Da, e prea făcută. Nu tai. Cred că s-a tocit puțin lingurița. S-a tocit puțin lingurița până la... Da, hai să luăm un cuțit. Sunteți sigur că reușiți? Ia uitați. Din prima? Ia uitați. Frumos, alb, imaculat. Luați, nu mă gustați din asta să vedeți cum este. Deosebit. Vă spun sincer. Mă aveau o bucată. Mai... Nu mă aveau. Dar luați că am făcut, să știți, pentru toți musafiri. Da. Risotto deosebit. E deosebit. Este? Asta este termenul. E deosebit. Deosebit. Asta am și încercat să... De risotto. Este deosebit de risotto, da? Da. Da. Căutați profesioniști, ne-ați găsit. Polina a fost
capitan de echipă. Asta a fost foarte, foarte clar pentru mine. Am muncit singură și s-a străduit să facă și risotto cum trebuie, dar neavând sprijin puternic din partea lui Cove, nu e ieșit cum aș fi vrut eu. Ați fiert orezul la temperatură prea mare? Cine? Voi. Nu. Risotto? Chiar nu l-am fiert la temperatură mare, tocmai ca să nu se lipească. 4-6 mai mult, nu cred că. Chiar nu. Ați băgat usturoi în sosul de brânză? Deranjează? Da. Să simte. Să simte, da. S-a tocat, nu? Scrie. Da. Trebuia netocat. N-am scris. Nu e specific. Da. Nu. Dar îmi place usturoiul. Nu, se simte ca, este ca un fel de mujdei bun lângă un pui la ceaun țărănesc românesc. Am încercat să spiritul tradițional românesc să nu-l pierdem. Eu mi-am dat seama că eu și Corina avem același gust. Pe cuvânt, sincer. Chiar dacă era ca puiul la ceaun cu mujdei de usturoi. Nu, puiul la ceaun cu mujdei de usturoi, mai românește așa, mai tradițional rustic, dar era pe gustul nostru. A fost cel mai... Da. Pe gust a fost. Carne tare. Tare bună. E tare bună, vă spun sincer. Tare de ce bună. Nu s-au farfurii mai mari? A ajuns pentru porția asta, așa farfuria. Da. Din punct de vedere al creativității am stat bine. Deci am speranțe foarte mari că la această probă vom surmonta diferențele care există între noi și împreună vom reuși să ne ducem direct către locul întâi, ceea ce ne va asigura, nu-i așa? Deci, cum ar spune fotbaliștii, sperăm să facem o figură frumoasă, avem mingea, tragem la poartă. Dragii mei, proba numărul 4 a sosit. Ridicați capacele, vedeți ce e în cutii, scoateți toate ingredientele pe tocător, apoi puneți cutiile jos. Vai, ce frumos, neață, e pachet. Ce facem cu ele? Aveți alte ingrediente acolo. În spate. Pe masa din spate. Tot ce vă trebuie pentru a prepara un desert. Da. Vă spun care este punctajul maxim pentru această probă. 40 de puncte. 50 de minute aveți la dispoziție ca să preparați două porții dintr-un ceva care să mă uimească. Aveți 10 minute ca să evaluați produsele, să vă luați toate ingredientele din spate ajutătoare, cele de masă deja le aveți aici, și apoi să-mi spuneți ce preparat veți găti. Ce o tartă, putem, o tartă ceva? Eu, sincer, recunosc, am fost pe afară total, puteai să-mi fluturi și un tramvai, nu îmi dădea nicio idee, puteam să am acolo tot ce se putea. E, aici a intervenit Corina, care a avut ideea de a face o tartă. Ce te-ai gândit să faci atunci până la urmă? Facem tartă, dar le umplem cu brânză, că pot fi împătești cu sau cu ce chestie. Ok. Păi ce să facem acum? Da, a fost șocant ce era acolo, adică nu ne-am așteptat la... Da, că era foarte puțin. Pe moment nu ne-a venit nici, mai ales faptul că nu ne-a lăsat să folosim fructe, cam nașpa pentru mine. Și aia cu ce facem blatul ăla de la tartă? Păi făină cu ou, da? Un pic de apă rece cu unt. Și ea trebuie băgată la cuptor undeva, nu? Da, la cuptor. Sos de ciocolată și sos de vișine. Uh-huh. Facem așa? Și susul și un moț de frișcă. Da. Este. Echipa portocalie am văzut că este cel mai pregătită. Și atunci am să vin aici să întreb ce veți pregăti. O tartă. Da. Cu vișine și sirop de ciocolată. Asta e. Haideți să mergem la echipa albastră. Tot la tartă ne-am gândit și noi. Și care e problema? De ce nu-i copiați? Pe mine chiar nu mă interesează. Faceți ce credeți că știți mai bine și ceea ce credeți că poate să mă impresioneze. Nu are importanță că doi faceți același lucru. Nu va ieși la fel oricum. Ce faceți? Ia ziceți-mi. Tartă? Tartă cu cremă de ciocolată și vișine. Cu cremă, vedeți că e altfel. De ciocolată și vișine. Aluatul de tartă e un aluat destul de complex și m-a încântat ideea. Bravo! Bun! Echipa roșie, ce faceți voi aici? Ne-am potrebuit să facem un pan de Spania. Mă, ce e? Pan de Span, cum spune românul. Pan de Span. Cu sos de ciocolată și sos de vișine, cu dublu sos. Și de vișine. E sigură pe ce zici, da? Da. Sună bine? Sună bine? Sper să fie așa. 50 de minute, dați-i drumul la treabă, impresionați-mă tare tot, pentru că vreau să dau note astăzi, am o dispoziție nemaipomenită. Ce faceți aici, în timp ce lucrați, să-mi spuneți? Punem făina cusită ca să nu cadă rămășițe înăuntru, în caz că mai are altceva făina, nu pe toată. Nu m-a deranjat faptul că cernea sita și nu puse într-un bol, ci faptul că amestecat cutelul. Aș fi vrut să spun, dragilor, greșiți, dar nu puteam pentru că e o chestie foarte importantă. Lucian, ce a luat ăla? De tartă.
Câtă făină pui? Trebuia să pun 100... Nu știu, te întreb, nu cât trebuia. Câtă făină pui? 200 de grame. Nu știa aluatul de tartă. Nu știi care este compoziția unui aluat de tartă. Câtă făină ai pus aici? Cred că 150 de grame. Și cât unt? Unt, cred că tot 150. Sunt anumite formule pentru anumite aluaturi, sosuri, creme și fonduri care trebuie știute pe din afară. Ai mai făcut blat din ăsta vreodată? Eu da. Acum e bun. Acum e bun? Da. Deci eram așa de concentrată acolo pe prăjitura mea, pentru că știam că dacă nu mă mai uit la ea, se duce totul. Știam ce trebuie să fac, fac și mi iese. Dacă nu mă uitam atentă, se ducea totul. Aveam și eu niște pantaloni când eram amintit de la asta. Am mai reparat un pic. Am cuzut în genunchi și i-a peticit bunica. Am mai căzut când... o dată, iar ai peticit? Da, umplem. Când se umple, nu se mai... Da, ce mai subțire, nu? E ca bugetul, știu. Da. E. Mai rup, mai cusut, mai periat. Nimeni nu e perfect. Din ce am avut, din ce n-am avut, am făcut ce s-a văzut, să știți. Da. Ce facem așa, acum? O cratiță să punem laptele. Cratiță? La încălzit. Și trebuie să recunosc că i-a avut un aport foarte mare în povestea asta, pentru că eu practic doar am fost așa un fel de ajutor, așa, de am dat la mână ce era necesar. Și numai tu singur lucrezi? Dai pe mine. Nu. Dar nu apăsa așa tare, uite așa. Constrici. Da? Atât un pic. Cât să intre puțin în cupele astea. Recei plus, uite, îl dăm așa pe margine. Și îl tăiem, vezi? Eu chiar nu știe să gătească și Lucian a tras tot greul echipei. Poate ar fi reușit mai mult dacă și Biul ar fi ajutat sau măcar dacă l-ar fi susținut. Dacă ar fi știut ce să facă, dar ea săraca nu știe. Lucian, de ce nu ne arăși nouă ce faci acolo? E secretul sau meu. Sau măcar să ne spui să vedem și noi. Înțep tartele. De ce? Ca să nu se umfle. Și nu se va umfla? Cred că nu. Mă îndoiesc. Se înțeapă ca să se coacă mai bine. Dar... se înțeapă în general la tartele care se coc cu tot cu umplutură. O las aici? Uh-huh. De ce s-a umflat coca ta? A pus praf de copt. Nu s-a umflat peste... E, nu. Trebuia să-l mai lăsăm, având praf de copt, trebuia să mai stea vreo 10 minute, dar mai ai atâtea minute, mai ai atâtea minute, la un dat nu mai stai să socotești cât ai și da. Le dai pe toate mai repede, ca să te încadrezi în timp. S-a odihnit puțin, dar... Prea puțin. Cred că nu era așa obosit. Cât trebuie să lași formele de tartă în cuptor? 20 de minute. 20 de minute? Cred. În fața lui Hori am mai dat kicks cu faptul că n-am știut timpul în care trebuie să țin acela luat la cuptor. Dar consider că lucrurile trebuie să le urmărești, nu trebuie să stai totuși cu ochii pe ceas, mai ales că nu avem ceasuri pe masă. Erau meditele să cuceau imediat. Adică nu știe, bâșbăie, are idee, dar nu este sigur. Bâșbăie. Ce faci? A trecut un ceva pe lângă mine. Și tu crezi că dacă vei amesteca, vei scăpa de coculoașe? Da. Nu în era asta, nu în lumea asta, ci într-o lume paralelă. Nu am dizolvat deloc făina înainte, am pus-o direct peste lapte și în momentul ăla încep să facă coculoașe. Practic, e, cum s-a exprimat Horia, s-a brânzit. Puteau ambele echipe să repare treaba asta într-un singur fel, foarte simplu. Puneau într-o strecurătoare și pasau cu dosul lingure. S-ar fi eliminat toate cocoloașele și le ieșea câte o cremă. Te costă 5 puncte, foarte mult să spun cum să scapi. La 5 final. Puncte, vei ieși afară din concurs. Nu. Ok. Nu am fost de acord pentru că m-am gândit că mai am un ingredient în frigider pe care nu-l folosisem. El nu știe să facă creme, sosul, deci o cremă fiartă este un preparat destul de complex, care necesită, cum am zis mai devreme, rețetă. Scoate puțină frișcă. O amestecăm cu cacao și cu vișină. Și nu mai punem crema asta. Ok? Asta se poate întâmpla în orice bucătărie, nu-ți iese ceva și ai la îndemână să schimbi o rețetă, de ce să nu o faci? Așa, cu un șpriț. Facem un șpriț. Dintr-un cornet din ăla. Vreți șpriț? Uite, nu, vin, să facem un șpriț pentru frișcă să decorăm. Să faceți un șpriț? Păi da, ați văzut vreunul? Asta facem așa? O să facem. Vreți să decorați acum? Da. Pe cine? Când o scoatem, pe tartă. Tarta fierbinte? Se va răci. Când? În 10 minute. Până la urmă, în echipa asta,
A fost un singur jucător adevărat. Corina. A, ce frumos arată. Original japoneză. Pardon. Chide-te mai... Cu siguranță e coaptă. Cu siguranță e coaptă. Poți să te întreb ceva, Cristi? Da, vă rog. De ce n-ai tăiat triburile alea pe tocător și ai făcut în farfuria în care vrei să servești? De prost. Nu, 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 asta nu vreau să aud. Nu. Nu. Nu, mie, tocătorul nu știu. Da, mie e tabu, nu poți să-l murdărești, ferească-mă, sfântul. Păi nu, mai bine spăl farfuria din nou și o fac cu... Decât să murdărești tocătorul. Păi tocătorul, poate nu, nici nu-l cunosc, nu e tocătorul meu. Poate cine știe... Cine o fi vreo entitate. O fi tăiat cineva vreun pește înaintea lui univers. Și să-mi miroasă pandișpana pește, chiar n-am chef. Mi-a plăcut dedicarea amândurora, dar în special a lui Cristi Iacob. De mult n-am mai văzut o persoană care să gătească cu atâta dragoste. Gătit este impropriu spus. Pentru că a fost o joacă până la urmă, dar cu atâta seriozitate joaca asta și atâta pasiune pusă în ceea ce făcea, încât când am zis de ce nu faci pe tocător, măi, și păi să sar la mine. Mi-a plăcut tare mult chestia asta. Nu i-am zis-o, nu o să-i zic, dar va afla de la televizor, mi-a plăcut. Bravo! Țin așa. Aici ce fierbi? Puțin sirop, ca să le însiropez un pic. Și rece, dacă era, ce era? Am pus un pic de coniac și am vrut să se ducă un pic gustul de... Și să iasă alcoolul din... Ea fiind turcoaică, fiind de pe malul mării, fiind obișnuită cu sarailei, din baclavalele, acolo așa se face. Se face un sirop care se toarnă peste prăjitura fierbinte. Să lasă să se însiropeze și după aia să servezi baclavalele sau sarailele reci. Deci ea, tot ce făcea, făcea asemănător cu preparatele învățate de la mama, de la bunica, de la cineva foarte apropiat. Wow, asta e învățat-o. Se potrivește cu preparatul cacaoa? Da. Dar nu se are mănâncă. Are legătură cacaoa cu nu ce se în farfurie? Are pe sirop de ciocolată. A, și ciocolată e făcută din cacao. Da. Nu? Inițial m-am gândit să pun în blat, că mergeam blatul de tartă, să pun cacao. Dar am zis să nu mă complic și să iasă, ia cocându-se, să nu pară pe mea că este arsă. Ia, pune aici o friștă. Sper că mai tăiem din asta. Cove, dragă! Când vei obosit de televiziune, da, și vrei să te angajezi, să ai o meserie decentă, vină ajutor de bucătar. Mă descurc în pasă. Nu, vreau să spun că ești făcut pentru treaba asta. Tu nu-ți dai seama. Da. 10, 9, 8, 7, 6, 5, ia mai de poneac, 4, 3, 2, nu mai bea. 1, 0, gata. Mie îmi place ce ați făcut. Vreau să zic că v-ați descurcat bine și nu glumesc. Nu. Cu toate trei echipele ați făcut preparate care sunt frumoase. Toți ați muncit și ați făcut preparate elaborate. Și sunt foarte fericit, vă spun foarte drept. Niciun fel de glumă nu este. Bun. Echipa roșie. Nu o să gust frișca, că știu ce e frișca. Nu o să gust în blatul ăsta. La ce te-a dus gândul de a combina vișinele astea senzaționale cu amidonul? Pentru că fac cupe trifle acasă și folosesc sosul de la vișine să fac un sos. Dar acolo aveam mai mult sos și nu mi-am dat seama și aici am avut prea puțin și mi s-a întărit. Ești o porcărie. Fără gust, fără nicio treabă, ceva oribil. Care nu era nici sos, era ca un ghemotoc de vișine legate cu ceva, cu ciment, cu tencuială ceva. Combinația de ciocolată cu frișcă este foarte bună. Nu a voastră. În general, merge perfect. Foarte bine. Îmi place că n-ați spus mult, îmi place că ați spus puțin în farfurie, îmi place că ați gândit-o preparat simplu. Ideea era... Arată bine. În orice caz, bravo pentru idee, bravo pentru muncă și bravo pentru... pentru aspect. Arată foarte bine. Voi mi-ați promis că o să faceți aici mini tartă cu cremă de ciocolată și vișine. Asta a ieșit. Știți care a fost problema de la bun început? S-a brânzit sosul. Da, s-a brânzit din cauza că... Dar nu e ala acolo. Nu e ala. Nu e aia acolo. Nu mai e aici? Am schimbat-o. L-am schimbat? Da. Bravo. Surpriză.
Crema cu care a umplut până la urmă tartele era frișcă, amestecată cu un pic de cacao. N-a pus zahăr deloc. N-a avut niciun gust. Nu prea are gust? E frișcă. Dar n-are zahăr deloc. N-am pus deloc zahăr. Niciun pic. E desert ăsta. Am uitat să-i pun zahăr. Da. Am schimbat-o din mers. Aici am pierdut un punct, cred că e important, faptul că am uitat să punem zahăr. Da. Ținând cont că făceam ceva dulce. Dar e dulce ciocolată. 3. Obiecte la fel într-o farfurie sunt frumoase. 3 este un număr norocos. Un număr de prezentare pe care îl folosesc bucătarii. 3 este bun. Roșu cu negru este de asemenea bun. Asta este în plus. Bila aia, pastila aia de ciocolată, n-avea ce să caute acolo. Acolo mi s-a părut mie într-un colț un design nereușit cu praful de cacao și am încercat, cum ar zice o soacră, să ascund cu noi supreși. Și s-a dovedit că n-a fost ok. Voi a zis aici o tartă cu cremă de vanilie, vișine și sirop de ciocolată. Siropul de ciocolată nu e sirop. Trebuia să fie mai moale, nu. Da. Păi nu-i sirop. Da. Eu mă așteptam să fie întins peste tartă, să fie tarta marmorată cu sirop de ciocolată, apoi tăiată. Eu așa vedeam. Ok, n-a fost nimica. Frișca rece, da, nu e frișca rece e smântână. Da. O pui peste ceva cald, niciodată nu o să reușească. Inclusiv Horia ne-a spus să nu punem frișca pe tartă, pentru că frișca era cald. Rece și blatul cald și, într-adevăr, a avut dreptate. S-a și întâmplat lucrul ăsta. Am crezut că o să existe timp suficient să se răcească. Să se răcească tarta. Tarta nu s-a răcit. Mă rog, ne-a avertizat omul. Ne-a avertizat omul. Nu l-am ascultat. Apropo, ăsta brânzit. Aluatul. Bun. Nu foarte copt, dar bun. Baga. E și copt. Bun. Crema de vanilie gustoasă, dar cu cocoloașă în ea. Gustul, da. Gustul bun. Și mi-a mai plăcut gustul cojii de tartă, gustul aluatului. Făcut corect. Aranjamentul puțin încărcat. Da. Puțin mai mult încărcat. Era destul o singură. Nu mai așa. Trebuia... Treiul, de asemenea, foarte frumos. Foarte frumos ciocolata pe aici. Am înțeles. Sentimentele... Am gândit să fie de la fiecare câte ceva da. În da. A fost preparatul cel mai gustos. Nu neapărat cel mai bine prezentat, dar nici rău. Mi-a plăcut gustul. Ce să fac? Sunt gustoase toate trei, dar nu pe de-a întregul. Orice caz, Horia Vârlan vă mulțumește și vă aplaud pentru ce ați făcut. M-ați mulțumit! Aproape că sunt fericit! Noi sperăm să fim primii. Doamne, eu sunt convins că noi am făcut o figură frumoasă, chiar dacă au existat mici desincronizări, poate atacul puțin n-a funcționat, iar în apărare am lăsat spații libere. Vezi frișca ce s-a topit pe blatul fierbinte? Suntem pe locul 2. Nu, locul 2 nu câștigă, imnul se cântă pentru locul 1. Urmează partea cu matematica. Facem punctajul. Ia să vedem. Gata, s-a terminat. Se trage linie și se face o adunare simplă. Urmează să aflăm cine se oprește aici și cine merge mai departe. Înainte de asta, încă o dată, baftă tuturor! Vreau să spun că astăzi toate trei echipele au fost foarte, foarte aproape. S-a mai întâmplat să fie două echipe apropiate, știu eu, locul 1, locul 2, locul 2 cu locul 3 sau chiar la egalitate. Dar acum a fost foarte, foarte, foarte aproape. Proba mușchiurețului de vită, nu v-ați descurcat rău. Am dat note în măricele, da? Echipa albastră, 17. Echipa portocalie, 16. Echipa roșie, 15. Deci, ați fost... Bunice. Aproape. Bun. La proba de gust, echipa albastră acum 6. Am zis. Portocaliu 7, roșu 7. Foarte aproape, da? Bun, ei, acum am ajuns la proba de adevărat, la de gătit. Echipa portocalie a avut 19. Ați fost... cei mai slabi. Echipa roșie, 21. Echipa albastră, 20. Le-am luat așa,
Dar am doasele acasă să vă zăpăcesc. M-am zăpăcit și pe mine până la urmă. Dar am scris bine. Și acum ajungem la ultima. Am făcut o greșeală care pe mine m-a necăjit. N-a avut gust umplutura tartei. Am uitat să pun zahăr. Ai pus, da. Dar foarte puțin. În ce? În tartă? Da, în tartă. Umplutura. Am pus două linguriță de zahăr. În? Nu, nu. În umplutură, în da. În umplutură, păi am în tartă. Am schimbat-o din mers și da. Am uitat să pun în... Da, te-a costat 30 de puncte. Mult. Mult. Da? Și totalul de 73 de puncte. Ok, echipa portocalie, 32 de puncte. Și un total de 74. Foarte aproape. Da. Echipa roșie, Pandișpan. A fost tare. A fost ca o sarailie. Da. Greșeala care va costa 30 de puncte, ca să nu mai lungesc. 73, voi sunteți câștigătorii. Greșeala a fost la Vișine. La Vișine. La Vișine. Vă felicit. Habar n-am ce ai făcut tu s-o ajuns pe Corina. A făcut. Eu habar nu am. Dom'le, altceva. Am spus de la început că suntem condamnați la succes. Ia, s-a văzut. N-aveam cum. Eu eram fer convins. Eu am fost pilaf de orez toată seara, dar de bine de rău, a fost bine. A fost bine. La câte critici am luat, nu mă așteptam să pierd. Cel mai bun a câștigat, nici o umbră de supărare. Oricum, scorul a fost strâns. Ne-a plăcut că am câștigat la gătit. La gătit, la proba 3, am văzut că noi am luat cele mai multe puncte. Deci... Dacă ne concentram și la proba 4, probabil că luăm și fost... mai multe, dar... Vă felicit! Mulțumim frumos! Nici greșeli de ale lor v-au trimis pe voi în semifinală. Doar un singur punct. Pentru mine, Lucian a fost cel mai bun. Deci, pentru mine, el e pe primul loc. Îți spun ceva, acum s-a terminat. Eu n-am fost sigur că vei găti. Da? Și ce credeți? Până m-am descurcat așa pentru vârsta mea? Da, m-a uimit. Pentru cei 22 de ani pe care i-am, eu sunt foarte mulțumită. Mai ales că am ajuns la emisiune, am încercat să fac ceea ce am putut eu mai mult și... Eu zic că am realizat destul de mult. E ca și cum ar fi gătit cu tată, da. Socă. Eu am exact dublu cât ea. Dom'le, ne așteaptă o etapă dificilă. Acum, asta a fost așa, un antrenament. De acum începe greu. Eu mă duc, din bucătărie nu mai ies până la semifinală. Pregătesc, mă învăț cu cratițele, cu telul, cu mixerul, cu toate cele. Și poate la un alt sezon o să fac și mai bine. Eu mă bucur de echipă, pupă-mă. Le pup și eu.